Președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin Florin Mitulețu Buică, a declarat luni că au fost înregistrate aproape 18.000 de cereri pentru vot prin corespondență și 17.400 pentru înființarea de secții de votare în străinătate. La acest moment avem 17.400 de cereri pentru a fi înființate secții de votare la peste 100 de cetățeni pe localitate sau pe grupuri de localități, iar la votul prin corespondență 17.740 de cereri. Termenul limită de înregistrare la acest moment este 11 septembrie și avem la acest moment, așteptăm toate avizele, toate semnăturile, astfel încât să promovăm o ordonanță de urgență care să clarifice unele aspecte pentru organizarea procesului de votare în străinătate, dar și extinderea termenului de la 11 până la 15 septembrie inclusiv, cu speranța că după 1 septembrie, ieri fiind, va crește numărul cererilor de înregistrare pe baza informațiilor pe care le avem că cetățenii ar fi fost în august în concediu în România. Referitor la banere și afișe, Mitulețu Buică a spus că la acest moment sunt considerate promovare politică și că prevederile privind publicitatea electorală se aplică de la începerea campaniei electorale de pe 12 octombrie.